ăstea nu-i moți cu pană aurie. Ea nu poate fi ținută în colivie. Draga mea Romina, ceau, Romina, ceau. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pam, 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 pam. Cine să trăiască, da cine să trăiască, Vlad Codreanu să trăiască, la mulți ani trăiască. Ușor frumos. Cel mai frumos cântăresc de planetă. Dacă într-o zi voi rupe o floare, dacă într-o zi amorul dispare, ceau. Am la vreo 40 de melodii în repertoriu. La momentul dat colaborez cu un DJ din Germania. El este moldovan, dar stabilit în Germania. Dacă ați observat, piesa Ceau Romina este remixată într-un stil deep house. Păi să știi că majoritatea melodiilor de astăzi înainte o să fie în deep house. Populară, estradă, etno, dance, disco și am mai deep house. Fetele, cum a fost la mine frizura mai înainte? Unde? Înainte de asta. Era ca la Ileana Gheorghiță. Dar vezi că mi-am schimbat-o și la solicitarea lui Rodica Cioranic. Oprinse-l firul că trebuie să fii homo sapiens. Dragi prieteni, astăzi seara ne întâlnim să ne distrăm. Lăsați ușile deschise și cu toții să cântăm. Rominele, veniți încoace. Rominele, hai Romina, vine. Romina, nu hai Romina. Uite că astea sunt trei Romine, trei fete frumoase la chip și la suflet. O Romină, a doua Romină. Și a treia Romina. Cine din voi vrea să fie iubita lui? Toate trei. O să fie ca bărbatul musulman. Da. Cu mai multe femei. Ilega Bimel Trejon. I trei noi, crasatoi, bâl bă abricion. Ilegal chestia asta. A, da, pentru noi este normal, așa e Romina. Lasă-o, Dreanda, și mai frumoasă dintre astea, numai ce este. Romina. Planul a fost că întâi să fac concert, după care caut iubită. Eu știu că Vlad iubește. Eu pot să fac mâncare. Vlad iubește mâncărica gustoasă. Asta unul. Cine papă bine, are corp frumos. Da, crește mare. Cine vorbește mult, crește acasă pe jos. Da. A fost odată la mine în ospiție, l-am servit cu cartofi și... Mi-a plăcut pentru că era cu sous. Eu că tare iubesc sousul. Spaghete cu sous și cărniță. Da. A fost o mâncare delicioasă. Vreau să-i urez în primul și primul mult sănătate, vise împlinite, realizări frumoase și cât mai multe concerte de cinema, pentru că până la urmă asta nu este menirea unui artist. Trebuie să găsească cu sufletul pereche o femeie potrivită și de ce nu la anul să ne invite și la o nuntă frumoasă. Dragă eu, burița ta, ca pe timpuri o sărut. Și să știi că dulce e tot așa ca la